Salutare! Pentru că am vorbit despre numărul și cifra 4, acum îți propun mai multe activități pe care să le faci împreună cu colegii tăi. Poți să cauți o cutie sau un coș în care să-ți pregătești materialele așa cum vezi în imagine. În prima activitate va trebui să alegi cartonașul care are mai puține oi. Prinzi cleștele de cartonașul potrivit. Mai departe va trebui să alegi cartonașul în care sunt mai mulți șoareci. Cartonașul corect este cel care are 4 șoareci. Alege cartonașul cu cele mai puține păsări. Cârligul îl vei așeza pe cartonașul cu o singură pasăre. La a doua activitate am să te rog să desenezi un animal pe care îl întâlnești la fermă. Eu am ales să desenez un porc. Pentru această activitate va trebui să desenezi același animal de 2 ori. Poți ruga un coleg să te ajute. Privește cu atenție cei 2 porci. Care porc are mai multe pete? Răspunsul corect este porcul cu pete negre. Dar acum, care are cele mai puține pete? Răspunsul corect este porcul cu pete maro. Hai să ne uităm cu atenție la această imagine. Care porc are mai multe pete? Ce observi? Răspunsul corect este că amândoi au același număr de pete. Am ajuns și la ultima activitate. Aceasta presupune să scrii cifra corespunzătoare numărului de obiecte pe planșa lucioasă cu o cariocă. Scrie cifra corespunzătoare în dreptul fiecărui turn. Unde sunt mai multe piese? Așa vom proceda și la celelalte turnulețe. Numără cuburile din fiecare turnuleț și scrie cifra potrivită în dreptul fiecăruia. Unde sunt mai puține piese? Mult succes și inspirație dacă vrei să-ți realizezi propriul coș cu activități!